Salut, Florin, bună, Diana! Vă salut de la Teatrul Constantin Tănase. Am venit să-i spunem la mulți ani maestrului Arșinel și l-am găsit tot la treabă. Ne-a servit cu un pahar de suc, cu o prăjiturică, dar mi-a spus nu mult, că după am repetiții. La mulți ani, bine v-am găsit și mulțumim că ne-ați primit. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Vreau să salut toată echipa de la emisiunea voastră și mă gândeam chiar la o melodie care îmi face plăcere sau mi-ar face plăcere să o ascult. Ramona, tararararara, Ramona. Voi n-aveți o Ramona pe acolo? O avem pe Ramona noastră din platou. V-a luat la întrebări ultima dată, da, nu? Da. Am văzut eu că era cu ochii așa mai aspri spre mine și am zis, domnule, am supărat-o și îmi cer scuze. Ce faceți astăzi? Cum vă petreceți? Pentru că am văzut că telefonul sună non-stop. Da, o întâlnire firească și tradițională cu colegii mei, care au venit, care cu o floare, care cu o prăjitură, care prea multe nu pot să spun despre alte lucruri. Și care efectiv m-au tușat, mi-au făcut o mare plăcere că și-au adus aminte, plus telefoanele care zbârni tot timpul, ca să nu mai spun de emisiunea voastră care mă tușează. Ați petrecut foarte multe aniversări în turnee. Da. O amintire mai de suflet legată dintr-un turneu, o surpriză pe care o v-a făcut-o românii din afară, pentru că ați fost foarte mult prin afară. Cu dragule, eu am fost de multe ori afară, dar de ziua mea niciodată. Niciodată? Niciodată, pentru că de fiecare dată această zi o păstram pentru a mă întâlni cu familia și mai ales cu grupul meu de prieteni. Era tradițională întâlnirea cu ei și în același timp, dincolo de tradiție, renoda sufletește o echipă care se cunoaște de peste 30-40 de ani. O carieră senzațională. Sunteți în măsură de a da sfaturi. Ce sfaturi ne dați nouă? Să credeți în voi. Să fiți optimiști. Să nu plecați urechea la toate jigodismele care nu de puține ori apar în jurul nostru. Să vă bucurați de viață. Viața este și de sănătate. Sunt două elemente determinante pentru a realiza o stare de bine. Timp pentru pasiuni? Vorbeam mai adinear de clean. N-am mai făcut un pescuit de clean de foarte, foarte mulți ani. În Ardeal, când eram actor la Târgu Mureș, mergeam la pescuit clean. Mai ales că este și foarte bun la gust. Și pasiuni pescuitul, bineînțeles. Altceva prea multe. Tenisul, am jucat foarte mulți ani tenis și avându-i parteneri pe Ilie Năstase, pe Țiriac, pe frații Viziru, am trăit într-o perioadă de ascensiune, ca să zic așa, a tenisului românesc. Și apropo de treaba asta, îmi pare foarte rău de întâmplarea cu Ilie Năstase, care nu ne face plăcere în general tuturor românilor. Ăștia mari mai și greșesc câteodată, mai trebuie să fim și îngăduitori cu ei, că ne-au adus atâta bucurie în viață, încât merită să mai închidem ochii. Iar noi românii știm să închidem ochii fără ca să reproșăm neapărat. Dar ne place și bârfa. Bine, asta este pe primul plan. Bârfa și dacă putem inventa cât mai multe povești negative, eventual, că de ziua mea mi-am rupt mâna. Nu știu, ar da satisfacție multor inventatori de povești. Am vorbit despre tenis, cu fotbalul, ce facem echipa de suflet? Am avut mai multe. În copilărie era CSMS Iași, fiind ieșean prin adopțiune. După aia am trecut pe la Rapid, unde nașul meu era medicul echipei, doctorul Bendiu. Și într-un final prelungit, Steaua, alături de minunatul Hagi și echipa de aur cu care am fost la Sevilla, pe care i-am însoțit în drumurile lor victorioase.
Am înțeles. Noi vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit. Sunteți și tot timpul drăguți. Ați fost, sunteți optimist, jovial, plin de viață. Da. Cum treceți peste momentele mai dificile? Nu trec ușor, dar am posibilitatea de a mă reface foarte, cum să spun, solid. În sensul că am învățat de la viață și lucrul ăsta într-un târziu. Pentru că viața și cariera mi-a oferit multe bucurii și uitasem că lumea se mai confruntă și cu unele necazuri care țin și de sănătate și de bârfă, de mâncători, de rahat și așa mai departe. Ori trebuie să treci peste aceste mari dureri. Nimic nu se compară cu dispariția stelei, de exemplu, care a fost un moment de vârf și care mi-a adus și un necaz în ceea ce privește sănătatea, dar am reușit tot cu ajutorul amintirilor legate de ea, de alți prieteni, de alte persoane puternice și iată-mă la teatru sărbătorindu-mi ziua cu colegii și sfârșitul săptămânii pe scenă. Venim la teatru. Când să venim și ce piesă vedem? Vineri, sâmbătă, duminică. Vineri avem un concert Euro Savoy, un concert foarte frumos cu câteva vedete mari ale muzicii ușoare românești, Monica Angel, Luminița Angel, Gherghișan, cunoscutul interpret de muzică ușoară Alexandru Arșinel. Poate vă avem și pe voi odată. Și sâmbătă un excelent spectacol realizat de Vasile Muraru, e spectacol în oraș, iar duminică iarăși o revistă, Viva Revista, un spectacol excelent. Încă o dată la mulți ani, vă mulțumim din suflet că ne-ați primit și venim la teatru. Vă mulțumesc. Florin, Diana, cam atât de aici, de la Teatrul Constantin Tănase.